eu sunt, punctulețul roz, da, da. Bine ați venit, dragilor, din nou alături de mine. V-am plimbat prin toată țara și de data aceasta m-am gândit să vă invit în capitală, pentru că aveți ce vedea și aici. Și mai exact, trebuie să vedeți Palatul Parlamentului. Văd că deja este așteptat și moșul și sunt tare curioasă să aflu care este adevărul adevărat. Câte nivele are în înălțime și câte subterane acest palat? Am urcat undeva la 2 etaje pentru a ajunge la cota 0, adică în vârful dealului Spirii, dealului Arsenalului. Trebuie să rămânem împreună cu grupul, dar pe de altă parte eu am rămas și un pic foarte impresionată de picturile lui Sabin Bălașa. Nu vreau să pierd nicio informație. Detaliile principale sunt realizate din lemn de stejar și lemn de cireș. Conține foarte multă mătase, atât în aceste tapiserice au fost amplasate pe pereți, cât și în singurele perdele realizate din mătase ale clădirii. Și dacă aveți norocul să veniți în perioada sărbătorilor de iarnă, ei bine, să știți că veți avea parte și de un spectacol din partea colindătorilor. Am parcurs cel mai lung hol. El măsoară 150 de metri lungime, are 12 metri lățime și 8 metri înălțime. Ce interesant! Iată că pe lângă tur putem avea parte și de expoziții temporare. De această dată vorbim despre și aflăm mai multe despre Revoluție. În Palatul Parlamentului, considerat încă a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagon în Statele Unite, în momentul de față știm prea bine că se folosi doar materiale românești. Alea 2,5 milioane de metri cubi de marmură. Wow! 2800 de candelabre, toate realizate din cristal de mediaș, 220.000 de metri pătrați de covoare, cusute manual, până la 2 tone de aur, 3.500 de metri pătrați de piele naturală, desigur. 2 tone de aur? Da, majoritatea au fost folosite pentru detalii. Este aur de 7 carate. Și gata, sunt chiar în mijlocul Palatului Parlamentului. Și ce trebuie să mai știți voi este faptul că aproximativ în fiecare încăpere veți regăsi pe jos aceste semne. Ele nu sunt deloc întâmplătoare. Sunt efectiv hărți care exprimă clădirea în sine. Din câte auzim, sala ecourilor este acoperită doar cu materiale ce reflectă sunetul și este una din puținele încăperi ce nu a venit cu un covor. Este Sala Unirii, e cea mai mare încăpere a clădirii, cu o suprafață de doar 2262 de metri pătrați. Are 16 metri înălțime pe plan vertical. Eu zic să plecăm mai repede, că văd că încep să mă urmărească colindătorii și eu n-am una de un leu la mine. Trebuie să mai știți așa că Palatul Parlamentului are 1100 de camere. Haideți mai repede așa un pic. Are 1100 de camere și are 9 nivele și 3 subnivele. Haideți!